Bună dimineața, bine v-am regăsit, sau cum s-ar zice, salutare națiune, pentru că am auzit că un mare realizator de radio, Constanțean, plecat de aici, de la noi, din Constanța, Andrei Gheorghe, se apucă din nou de radio și n-am putut să nu fiu sensibil la știrea asta, pentru că îmi dau seama că bătălia politică e din ce în ce mai acerbă și, mă rog, un anume trust, nu o să spun unde își reia activitatea mediatică, un anume trust l-a dorit foarte mult să-l reintroduc în grilă, probabil din considerente de luptă politică. Om trăi și om vedea, a zis românul. Noi începem subiectele de astăzi de la Facebook cu un subiect politic, dar care sigur că ne interesează pe toți, pentru că, repet, sunt anumite zone ale politicului care ne afectează și pe noi. O nouă suspendare a președintului Traian Băsescu se prefigurează la orizont, da sau nu? Rămâne să vedem. A treia suspendare a președintului, cel puțin, a fost anunțată ieri. Călin Popescu-Tărician începe demersurile pentru a treia suspendare a președintului Traian Băsescu. Avem materialul video, e gata? Hai să-i dăm drumul la un material video de la TVR. Călin Popescu-Tăriceanu are nevoie de semnăturile unei treimi dintre parlamentari ca să poată supune la vot cererea de suspendare a președintelui. Deocamdată se bazează pe sprijinul celor 50 de colegi de grup. De la ceilalți, șeful Senatului spune că nu are feedback. Asta nu l-a împiedicat să avanseze deja un calendar pentru suspendare. 23 septembrie, votul Parlamentului în plenul reunit pe baza cererii de suspendare și urmat de referendum în data de 2 noiembrie, de simultan cu primul tur al alegerilor prezidențiale. Numai că președintele Senatului s-a încurcat în calcule. Constituția spune că referendumul pentru suspendare nu poate fi organizat mai târziu de 30 de zile de la data votului din Parlament. După ce jurnaliștii au atras atenția, Tăriceanu și-a nuanțat planurile. Ok, am reținut acest lucru. E o propunere pe care am avansat-o. Sigur că această propunere va face obiectul unor discuții. Președintele Traian Băsescu a anunțat deja de câteva zile că nu e deloc speriat de perspectiva unei a treia suspendări. Rugămintea mea la Călin, Anton, Constantin, Popescu, Tăriceanu, inimă zburdalnică, este să citească Constituția ca să nu se mai facă de râs atunci când planifică programul dat de Voiculescu. Dacă se va ajunge la un nou referendum pentru demiterea președintelui, condițiile pentru validarea acestuia sunt aceleași ca în 2012. Este nevoie de prezență de 50% plus 1. Legea care a redus pragul de prezență la 30% se poate aplica, potrivit deciziei CCR, abia din luna decembrie. Da, probabil vă întrebați cu ce ne afectează pe noi treaba asta. Cu niște bani care se vor cheltui. Dacă va fi să se treacă la suspendare. Plus că, sincer, acum ori îmi scapă mie ceva, ori nu înțeleg eu bine cum evoluează lumea asta, fie ea și administrativ-politică, care este rostul suspendării acum la final de mandat? Poate cineva ne explică mai bine. Până una alta, știm că partidele politice vor discuta dacă îl vor suspenda sau nu pe președinte, pentru că știți, președintele se suspendă la votul, în urma votului din Parlament. Opoziția și UDMR resping demersul lui Călin Popescu-Tăriceanu. PSD spune că va discuta inițiativa de suspendare a președintelui și rămâne să vedem ce se întâmplă. Trei elemente cuprinde cererea de suspendare a președintelui, și anume faptul că s-a implicat în campania PMP, intervenția directă la președintele Comisiei Europene în cazul comisarului european și raporturi instituționale în forme necivilizate. Oricum pleacă. Care este ideea acestei suspendări? Nu înțeleg. Aruncăm niște resurse unde? Nu știu, poate îmi scapă mie ceva, poate sunt niște subtilități pe final de mandat, s-a întâmplat ceva sau nu știu care. Probabil se vrea ieșirea rușinoasă de pe scena politică a domnului Traian Băsescu din funcția de președinte. Adică să rămână în istorie ca un președinte care a plecat fiind de fapt suspendat. Nu știu, probabil e mai mult un gest simbolic, ceva îmi scapă. Oricum, după 10 ani de mandat al domnului Traian Băsescu,
Cred că ăsta ar fi singurul rost. Să plece cu o suspendare. Că altfel, ca să nu poată să spună, uite, am fost și eu președintele României de 10 ani, sigur, de două ori suspendat și probabil și atât. Rămâne să vedem. Deocamdată însă noi românii avem așa un dar de a ne lovi singuri, chiar și din considerente politice, pentru că altfel eu nu-mi explic interviul pe care istoricul Neagu Giuvara îl dă pe ziarul Gândul, unde spune că, sigur, atacând politic un candidat la prezidențiale, mai precis pe domnul Victor Ponta, zice, cu mândria de a fi român și ortodox, ne întoarcem la epoca legionară. Eu acum înțeleg lupta asta politică din declarații, că tot timpul românii au votat negativ și dacă vine unul și zice el e rău și vine altul și zice ba el e mai rău, sigur câștigă cel mai puțin rău. Înțeleg și treaba aceasta. Dar ca să ajungem să atacăm niște valori totuși naționale sau majoritare, cumplit de majoritare din punct de vedere probabil al Neagu Giuvara, care a zis că în tinerețe a fost și el simpatizant legionar, dar a dat vina pe tinerețe, căci că tinerețea e zburdarnică și nebunatică. S-a ajuns să ataci, cum adică, mândria de a fi român nu se pune, nu e bine să fii mândru că ești român? Bine, înțeleg, este un slogan electoral, acum, na, ce să-i faci? Când domnul președinte Băsescu a venit și ne-a zis în campania electorală să trăiți bine, asta însemna că nu e bine să trăiești bine? La fel și asta cu românul, dacă zici sunt mândru că sunt român și ortodox, că la asta se referă Neagu Giuvara, înseamnă că nu e bine să fii român și ortodox? Ce să înțeleg de aici? Adică totuși jocul politic, imunitatea asta de care se vorbește politică în declarații, n-ar trebui să aibă și o decență și o oarecare stăpânire de sine. Adică atacăm ce? Că suntem români? Hai să ne facem chinezi, că tot am auzit că va deveni în 2020, China va deveni cea mai mare putere economică a lumii. Să plecăm în China, dacă nu ne mai place că suntem români. Că suntem ortodoxi. E alegerea de credință. Hai să nu mai fim ortodoxi, să ne lepădăm și de Hristos, că vrea domnul Giuvara. E frumos domnul Giuvara, adică totuși. Da, eu înțeleg, e luptă politică, vă las de sloganul electoral al domnului Victor Ponta. Ok, și la domnul Traian Băsescu foarte multă lume a glumit că nu o să trăim bine. Da, asta este, ce să facem. Dar totuși să te iei de niște valori care sunt definitorii ale noastre. Ce să-i faci? Prin naștere și prin definiție suntem români. Prin alegerea noastră până la urmă, că suntem majori și vorba aceea avem conștiință de sine, suntem și ortodoxi, 86%. Ce să-i faci? Fatalitate, domnul Giuvara, pentru dumneavoastră, cred că ăsta ar fi cuvântul potrivit, dar eu mă întristez pentru că ați ajuns la o vârstă când ar trebui să dați exemplu de înțelepciune. Mie mi se pare foarte neînțelept să te iei de calitatea de român în primul rând și de cea de ortodox, desigur, deși aș pune ortodoxul înaintea românului, dar o iau în ordinea în care le-a rostit și dumnealui. Nu, așa ceva nu se face, îmi pare rău. Însă, acum trecem la o chestiune care se leagă de treaba asta cu domnul Giuvara și anume despre banii pe care anumite guverne îi investesc în think tank-uri. Ce sunt think tank-urile? Ne scrie ziarul Adevărul că guvernele lumii investesc în think tank-uri. Mai întâi să lămurim conceptul. Think tank este un concept care în românește ar suna laborator de idei. Adică este o formă de asociere, un fel de organizație, un fel de asociație, dacă vreți, un fel de ONG, poftim, sau poate chiar un ONG sau o asociație de persoane în care se elaborează idei. Bun, și vei zice la ce băgăm bani în idei? Pentru că aceste idei mai departe sunt promovate și au rolul de a crea, amplifica, diminua sau înlătura, organiza sau optimiza un anume compartiment funcțional al societății, structură militară, economică, politică, culturală. Deci think tank-ul ăsta de fapt elaborează niște strategii
niște idei de strategie pentru anumite componente ale societății. Se întâlnesc ei acolo și spun, domnule, ce am putea să facem, de exemplu, pentru România pe linie militară? Avem și noi în România astfel de societăți care se autodefinesc așa. Este vorba de Societatea Academică Română și mai există o chestiune, ceva cu politică, are un nume în scap acum, Institutul pentru Politici Publice, așa se cheamă. Deci astea sunt două organizații care se ocupă cu elaborarea de idei pentru societatea românescă. E ca și cum ar veni, ei sunt înțelepții națiunii organizați într-o formă de ONG. Bineînțeles că guvernele sunt interesate să bage bani în așa ceva. Problema este la diferența de percepție. Se spune că aceste idei elaborate în think tank-uri, deci banii care se bag acolo ar trebui să fie de interes public, să fie bani care servesc unor politici pentru toată lumea, unor politici publice, cum e asta, Institutul pentru Politici Publice. În realitate însă sunt voci care spun că guvernele bagă bani în think tank-urile astea pentru niște politici partizane, adică pentru a-și rezolva niște interese partizane în anumite direcții, ceea ce mi se pare total nedrept. Adică folosim banii națiunii pentru niște chestiuni partizane, fie că sunt politice, fie că sunt economice, adică pentru niște, pentru niște interese ale unora, ca să fiu mai pe românește înțeles, ceea ce mi se pare puțin incorrect. Și atunci stau și mă gândesc dacă nu cumva afirmația domnului Neagu Juvara sare de linia electorală. Pentru că eu am tot văzut în ultima vreme prin presa românească, adeseori ortodoxia este luată la țintă. Nu e prima dată când ortodoxia este în public asociată pe nedrept cu legionarismul, cu rușii. Mi-aduc aminte de domnul Funeriu, care acum câteva săptămâni se apucase să urle după ce domnul Ponta a zis că are de gând să sprijine în continuare Biserica statul român, a început să urle că biserica, că de fapt ortodoxia românească înfrățește România cu Rusia, că vezi, Doamne, Rusia e ortodoxă. Păi, acum hai să dăm un decret prin care să spunem că ortodoxia este ilegală. Poate asta le-a convenit lor. Și mă gândesc dacă nu cumva chestia asta este elaborată într-un laborator din ăsta de idei, pentru că de prea multă vreme Biserica Ortodoxă deranjează pe unii și pe alții. E prea mare coincidența ca să fie numai așa, o părere personală și momentană a domnului Juvara, el însuși, la un moment dat, simpatizant al legionarismului, adică, cum ar veni, putem să spunem că da, tinerețea e nebunească, e adevărat, spune și Scriptura, păcatele tinereților nu le pomeni. Doamne, este foarte adevărat, dar de aici, de la reconsiderarea propriei tale poziții până la ataca pe față românismul, faptul că suntem români și ortodoxia, mi se pare că asta nu este o chestiune doar accidentală, că tot am citit de think tank-urile astea. Mergem pe Bloomberg, care ne spune despre o problemă care devine globală. Este vorba de evaziunea fiscală, care este mai mult decât o problemă națională, amenință ordinea globală, zice Bloomberg, deoarece foarte mulți investitori, foarte mulți oameni de afaceri, foarte multe corporații și persoane bogate doresc a păstra banii dincolo de raza de acțiune a statului. Acest lucru, această tendință a bogaților de a-și ascunde banii față de stat, duce la o inegalitate a veniturilor. Incapacitatea guvernelor sau refuzul unor guverne de a acționa arată că se poate ca situația să se înrăutățească. Despre ce este vorba? Iarăși este vorba despre asocierea dintre politic și economic. Bogații vor să dea cât mai puțin bani și ăsta este un fapt necreștinesc, dacă stau să mă gândesc, pentru că banii care îi plătesc și pe care îi plătim toți din salariile, din veniturile noastre către buget, banii aceia din buget sunt bani pentru interesul public. Facem cu ei străzi, facem cu ei poduri, facem cu ei mai știu eu ce. Bine, uneori îi și risipim că facem lucruri care nu ne-ar trebui. De exemplu, parcuri și stadioane pe nu știu unde, când nu e cazul,
că sigur este și cazul să avem un stadion reprezentativ sau mai știu eu ce, dar unor ne trezim că facem parcuri în pantă, stadioane prin vârf de munte, tot felul de bani aruncați pe geam. În fine, asta e altă discuție. Ideea este că acești bani folosesc comunității. Când bogații îi ascund, înseamnă că sunt lacom și nu vor să-i returneze societății de unde, de fapt, beneficiază de pe urma lor. De unde și-au bogații banii? Nu le pică de pe lună, să ne înțelegem. Banii bogaților vin tot de la lui. Bine, e adevărat, în urma unor favoruri, servicii, produse, mai știu eu ce, dar nu e normal ca și ei să contribuie la bunăstarea socială. Adică, plus că nu vorbim aici de un favor. Adică ei nu fac un favor, nu fac o milostenie societății. Hai mă să dau și eu niște bani la mărâții ăștia de pe urma cărora trăiesc. Nu, este vorba de o chestiune legală. Și ceea ce mă îngrijorează nu este atât tendința lor lacomă, și asta este o problemă, dar afirmația asta că refuzul guvernelor de a acționa, asta e o problemă. Adică guvernele de ce? Au început guvernele să se plece în fața bogaților? Au început autoritățile să se ploconească la bogați? Asta este o afirmație care ar trebui să ne stârnească niște idei. Uite câteva exemple ca să exemplificăm doar știrea și mergem mai departe. 13 companii americane s-au mutat în străinătate din 2012. Încă 9 au în plan acest lucru. Deci vorbim de economia americană, deci că cea mai importantă economie a lumii. Deci, știți că ați mai văzut uneori prin știri că sunt și cetățeni foarte bogați care au renunțat la cetățenia lor și au ales altă cetățenie după statul care era mai ieftin la impozite și la taxe. Plus că există și aceste zone numite paradisuri fiscale și mai există și practici lunecoase, adică practici prin care încerci cumva la limita legalității să te strecori ca să nu plătești taxe și impozite. Da, știu, asta pleacă din lăcomie, e adevărat. E în firea noastră cea decăzută să fim lacom și cu asta trebuie să ne luptăm, lăcomia fiind păcat capital. Dar dincolo de asta, ceea ce mă îngrijorează și mai tare este că lipsa de dorință, nu de putință, cred, ci de dorință a unor guverne, cum zice știrea, asta este o problemă. Păi noi nu plătim autoritățile ca să fie bine pentru societate? Sau plătim autoritățile ca să fie favorizante față de niște bogați? Asta este dilema. Mai departe mergem pe National Public Radio în Statele Unite ale Americii, care pomenește tocmai de Mihail Kogălnicianu. Știți că americanii au la Mihail Kogălnicianu o bază militară. Ei bine, National Public Radio pomenește de baza militară americană de la Mihail Kogălnicianu, care este mai ieftină. Are costuri de operare mai reduse decât cea de la Manas din Kyrgyzstan, pe care o înlocuiește, și tranzitul soldaților americani este mai scurt pe la Mihail Kogălnicianu, așa că Statele Unite analizează acum potențialul pe termen lung al bazei, având în vedere amplasarea sa strategică. Deci, este foarte clar, Statele Unite, noi știam treaba asta, de asta a și devenit bază militară. Acum probabil va deveni bază militară NATO, da? Soldații americani petrec o zi sau două la Mihail Kogălnicianu, se relaxează, apoi pleacă mai departe unde au ei de dus. Deci este o bază de tranzit deocamdată. Mare lucru să nu devină bază permanentă NATO. Puteți să vă uitați la harta regiunii și să observați valoarea strategică pe care o are acest loc, spune colonelul Dave Brown. România se învecinează cu Ucraina, unde separatiștii susținuți de Rusia se luptă cu trupele Kievului. E clar. Deci, după știrea aceasta, care apare la postul public de radio al Statelor Unite ale Americii, deci nu oriunde, după știrea asta, ar cam trebui să ne pregătim să avem la Kogălnicianu o bază militară NATO. Deocamdată știm că Parlamentul a fost informat și urmarea ședinței CSAT și ce s-a discutat la summitul NATO, știm că vom avea avioane, punem la dispoziție spațiul aerian românesc pentru avioanele NATO, probabil Mihail Kogălnicianu va deveni și bază. Uite, avem aici o hartă foarte frumoasă. Priviți zona Mării Negre și uitați-vă unde e Constanța, numai bine,
numai bine plasată. Putem să facem harta și mai mare și vom vedea și mai bine ce bine e plasată baza de la Mihail cu Grânceanu și de la Constanța, pentru că avem control și asupra uscatului și asupra mării de aici, de la Constanța. Noi sancțiuni împotriva Rusiei intră în vigoare de la miezul nopții, era știrea pe televiziunea română ieri, când a apărut. Între timp, știi, noaptea e sfednic bun și am aflat că, sigur, sancțiunile intră pe hârtie, dar mai așteaptă până intră în practică. Am înțeles de la un oficial al Uniunii Europene că, da, sigur, noi avem aceste sancțiuni pe hârtie, dar ne uităm la armistițiul dintre Rusia și sau dintre Ucraina și separatiștii proruși, ca să vorbim mai corect. Și dacă armistițiul funcționează bine, ne mai gândim dacă punem în aplicare aceste sancțiuni împotriva Rusiei. Eu aș numi momentul ăsta negocieri live. Participăm în mod public și vedem cum se negociază în lumea politică dură. Așa se negociază acolo. Adică mai se amenință, mai se șantajează, mai se păsuiește, mai cu vorba bună, mai cu anasâna, știi, totul este ca părțile să fie mulțumite. Asta se întâmplă și acum. După ce Uniunea Europeană a fost foarte vehementă la adresa Rusiei, acum că s-a încheiat armistițiu, ci că va fi mai ușor. Sunt în vedere, sunt luate în vizorul sancțiunilor economice trei companii petroliere rusești cu o cifră de afaceri de peste 1000 de miliarde de ruble. Sunt firme gigant în care statul rus deține peste 50% din capitalul social. În acest context, premierul Victor Ponta spune că România investește mai mult în cheltuieli de apărare, dar eu cred că bătălia adevărată cu Rusia nu va fi cu arme convenționale, ci cu energie. Nu știm dacă premierul se referă la bătălia dintre bătălia cu Rusia, dacă e bătălia noastră a românilor, sau se referă la întreg blocul NATO și european, cum s-a vorbit în ultima vreme. Aici e neclar, dar oricum, fie că e a noastră, fie că e a lui NATO, toți suntem în NATO, cam tot aia ar fi. Dacă va fi un armistițiu de durată și dacă vor începe negocieri de pace, suntem gata să renegociem aceste sancțiuni, a precizat Herman Van Rompuy, da, oficialul Uniunii Europene. Avem și un material video, da? Hai să îl urmărim. Războiul sancțiunilor face un nou pas. Sunt atinse firme gigant în care statul rus deține peste 50% din capitalul social. Dar eu cred în continuare că bătălia adevărată cu Federația Rusă nu va fi cu arme convenționale, ci cu energie. Sancțiunile presupun că investitorii din Uniunea Europeană nu vor mai putea să cumpere obligațiuni sau acțiuni la companiile petroliere rusești și nici să le acorde împrumuturi. Ideea e ca statul rus, cu economia deja în pragul recesiunii, să fie constrâns să bage mâna mai adânc în buzunar. Răspunsul Moscovei va fi unul asimetric, avertizează premierul Dmitri Medvedev. De exemplu, poate fi interzis accesul companiilor aeriene occidentale în spațiul rusesc, ceea ce înseamnă pierderi mari pentru zborurile Europa-Asia. Există totuși și o rază de speranță în acest tăvălug al răzbunărilor sub formă de sancțiuni. On peut les élargir et on peut effectivement les arrêter en fonction des développements sur le terrain. We zijn bereid, dat hebben we ook gezegd, als er echte een staakt het vuur is dat duurzaam is. En of als de vredesonderhandelingen echt zouden starten, dan zijn we bereid zelfs van terug te komen op die sancties. Noul pachet de restricții gândite de Bruxelles se adaugă măsurilor adoptate la sfârșitul lui iulie. E deja interzisă vânzarea către Rusia unor bunuri și tehnologii cu dublă utilitate civilă și militară. Și există o listă cu 100 de nume de cetățeni ruși și ucraineni vizați de înghețarea activelor și interzicerea intrării în Uniunea Europeană. Mâine se vor adăuga câteva zeci. Ați văzut cuvântul cheie pe care l-a rostit doamna în limba franceză? Ascultătorii la radio e mai greu că n-au traducere. Era funcție de ce se întâmplă pe teren. Deci asta este negocierea politică, totul este funcție de ce se întâmplă pe teren. Pe teren se întâmplă așa, că Vladimir Putin și Petro Poroshenko au convenit să continue dialogul în vederea păcii, adică președintele rus și președintele ucrainian.
Kremlinul a anunțat ieri acest lucru. În cursul convorbirii, cei doi lideri au discutat despre acțiunile pentru facilitarea unei rezolvări pașnice a situației din sud-estul Ucrainei și dialogul va continua. Analiștii între timp spun că deja Putin a câștigat pentru că a reușit să creeze totuși o zonă în care să negocieze. Deci ideea este ca la cuiul lui Pepelea, v-am zis eu. Deci tu stai liniștit în casa ta, știi, n-ai nicio problemă și vine adversarul și zice, ia să creăm o problemă, că totuși trebuie să negociem niște chestiuni. Și atunci te șicanează, te împunge, te asediază cum ar veni, după care zice, bine, o să încetăm focul, dar trebuie să negociem niște chestiuni. Păi ce să negociem, că ar trebui să fie ca înainte. Nu tu m-ai atacat? E, nu, păi, ți-am arătat că am forța ca să... Este exact, cum să vă spun, ca în Evul Mediu. Că tot vorbim noi de antichitate și de nu știu ce. Se pare că n-am câștigat nimic în urma celor 2000 de ani de civilizație și creștină și mii de ani de civilizație umană, că ne întoarcem tot ca la epoca de piatră, când ăla care avea gheoara mai tare, acum, mă rog, care are arma mai dotată, ăla câștigă și ăla face regula și ăla stabilește pe unde trece granița. Cam asta, nu asta se întâmplă, nu se pare că așa e? Adică are rusul niște arme, a venit și a zis, ia că vreau eu o bucată aici de Ucraina, îi fac niște probleme, după care vin și zic, bine, sigur, negociem. E ca și cum aș veni eu, dacă stai într-un apartament cu trei camere, vin, te bat bine, știi, te zăpăcesc, după care spun, acum negociem, o cameră mi-o dai mie. Ca să, taxă de protecție, știi, cum ar veni să fii liniștit. Și de ce zic de taxă de protecție? Pentru că, citesc, cu înfrigurare, știi că separatiștii proruși nu s-au lăsat, au zis că trebuie să ajungă la granița cu România. Citesc pe o publicație rusească, Ceai se cheamă ea, așa, e Ceai, care spune că omuleții verzi, țineți minte acei omuleți verzi despre care nimeni nu știa nimic să spună, de au apărut în Ucraina și destabilizau treaba. Ei bine, omuleții verzi au apărut și în Republica Moldova. Consilierul președintelui ucrainean Petru Poroșenko, Andriy Lisenko, a afirmat ieri că pe teritoriul Republicii Moldova au apărut așa zișii omuleți verzi. Rusia încearcă să destabilizeze situația nu numai în Ucraina, dar și în alte țări. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt prezenți așa zișii omuleți verzi care racolează tineri și inițiază în tehnici de dezinformare cum să acționeze în situații excepționale și să utilizeze arme de calibru mic. Adică ăsta este război de gherilă și de diversiune. Am putea spune că omuleții ăștia verzi sunt niște diversioniști. Astea sunt niște tancuri, niște agregate ca lumea. Dar sunt niște soldați în verzi. De fapt, nici nu știm. Sunt soldați, sunt civili mascați, sunt securiști ascunși. Nu se știe cine sunt oamenii ăștia care apar așa din când în când și destabilizează lucrurile. Peste 500 de persoane au fost recrutate în sudul Moldovei. Oamenii au fost pregătiți și antrenați în regiunile Rostov, la Moscova, în Transnistria și Bălți. Pentru prima dată, omuleții verzi au apărut în Crimea, înainte de anexarea de către Rusia. Omuleții verzi au fost etichetați așa de către militarii ruși care au apărut în uniforme fără însemne în Crimea cu o lună înainte de anexarea oficială a peninsulei. Erau soldați în uniforme fără însemne care n-au fost recunoscuți de Moscova. Deci ai Moscovei nu sunt, ai Kievului nu sunt, prorușii, am văzut că mai mult umblă separatiștii proruși îmbrăcați în negru, ai cui sunt până la urmă? Păi și nu ne întoarcem la vorba Ceaușescu, agenturile străine, ții minte când spunea? Hai să luăm o pauză aici la Facebook și revenim în partea a doua a emisiunii cu noi știri. Revenim la Facepress, în pauză dezbăteam și noi problema cine ar fi oamenii ăștia și unul din colegii de aici, de la cameră, spune domnule, dar dacă sunt mercenari? Și are dreptate, legiunea franceză sau legiunea străină sau alte organizații de astea de mercenari plătiți ca să rezolve treburile pe care autoritățile cele oficiale nu le pot rezolva, nu asta sunt? Adică, domnule, găsim noi o cale să plătim niște băieți să rezolve ei treaba pe care nu putem rezolva noi, că ar da rău în ochii
opiniei publice mondiale, nu? Nu asta e posibil, da, bună ideea. Mulțumim, mulțumim, te invităm în emisiune dacă vrei să știi că eu sufăr de lipsa cuiva cu care să dialoghez. Trecem însă la treburi mai frumoase. Astăzi Biserica Ortodoxă cinstește pe Sfinții Ioachim și Ana. Ei sunt sărbătoriți și la Constanța, în al preasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Oficiază Sfânta Liturghie astăzi la Biserica cu Hramul Sfinților Părinții Ioachim și Ana, biserică ce este situată pe strada Badea Cârțan, ne informează Telegraf. Îi cinstim tocmai pentru că ieri am cinstit nașterea Maicii Domnului și pe cale de consecință, dacă cinstești pe un prunc sfânt, cinstești și pe părinții care l-au născut și l-au crescut, pentru că așa este normal. Chiar și în Vechiul Testament există această poruncă să-ți cinstești părinții, dar în Noul Testament, când trăim sub porunca cea nouă a dragostei. De asta e bine ca sărbătoarea de astăzi, dacă ieri, sărbătoarea de ieri se adresa mai mult părinților, îndemnându-i să nască pe acei copii pe care Dumnezeu îi dăruiește, astăzi sărbătoarea se adresează și copiilor, îndemnându-i să-și cinstească părinții. Trebuie să ne cinstim părinții. Cum putem? Fiecare. Sigur că uneori viața te duce departe de ei. Nu poți să fii tot timpul alături de ei. Nici nu trebuie să ajungem la mentalitatea cealaltă, că sunt unii părinți care se apucă să nască prunci cu gândul că la bătrânețe să le fie niște slugi. Nici așa. Nu poți să legi copilul tău de tine cu lanțuri. Trebuie să-i dai libertatea să existe. Asta e frumusețea nașterii unui prunc, că-l iubești și dacă îl iubești, îl dorești să se împlinească și el. Dar dincolo de asta, și copiii trebuie să-și cinstească părinții, pentru că din ei vin și ne-au ținut în brațe părinții noștri și le suntem datori. Alminterea, ne transformăm în niște roboți. De sărbătoarea de astăzi ne vorbește și despre nevoia de a ne cinsti părinții, repet, care ne-au născut și ne-au crescut. Asta este. Mai departe în emisiune, o vorbă de folos: deprinde-te să fii cumpătat la mâncare, astfel îi vei da trupului sănătate și putere. Sunt foarte mulți cei care trăiesc considerând că dacă vor consuma mai mult, vor fi mai sănătoși. Există acest principiu consumerist: cu cât consum mai mult, cu atât e mai bine. Nu întotdeauna se aplică treaba aceasta. Deprinde-te să fii cumpătat la mâncare, prin înfrânare îi vei da trupului sănătate și putere, iar minții îi vei da o trezvie deosebită, care este atât de trebuincioasă în lucrarea mântuirii, ne învață Sfântul Ignatie Briancianinov. Cuvinte către cei care vor să se mântuiască. Foarte important acest cuvânt. Sigur, știm bine, postul este util și din punct de vedere medical, dar mi se pare foarte important ceea ce subliniază Sfântul Ignatie, că atunci când ești cumpătat, mintea ta este trează. E, poate avem așa răspunsul la o întrebare care sigur frământă din ce în ce mai multă lume: ce se întâmplă, domnule, cu umanitatea? Ce se întâmplă cu oamenii? Îi vezi cum acționează, te gândești că sunt din ce în ce mai de neînțeles. Stai și te uiți la unele decizii, la unele acțiuni ale lor și te întrebi: domnule, ce se întâmplă? Nu-i normal. Din ce în ce mai multă lume spune: domnule, trăim într-o lume anormală, se întâmplă lucruri nefirești, confundăm binele cu răul, normalul cu anormalul. Nu, că despre asta e vorba. Și uite un posibil răspuns: pentru că trăim într-o lume consumistă care ne zăpăcește mental, ne zăpăcește mintea. Mintea, ca să fie trează, trebuie să fie cumpătată. Da, aici e paradoxul și, de fapt, nepotrivirea. Cum să fii cumpătat când tu ești lacom și consumist? Cum? Nu poți. E, chiar așa, mici și cartofi prăjiți. Păi, ce o să zic acum telespectatorii noștri? Asta poți să-mi pui. Eu vorbesc aici de cumpătare și de beneficiile cumpătării. Pune și tu o icoană, pune ceva, îmi pui mici și cartofi. Îți dai seama că în momentul ăla telespectatorul numai la vorbele mele nu stă să se asculte. Da. Uite, asta, fasole cu castraveți, mai merge, e bună, e de post. Păi da, na, colegii noștri sunt voioși de dimineață. Păi eu vorbesc aici de cumpătare și tu pui mici cu cartofi prăjiți.
Nu că am fi noi atât de pofticioși, dar gândește ce se întâmplă cu telespectatorii. Vorbesc singur aici, pentru cine mai vorbesc? Mai departe, mergem pe Telegraf, hai că riscăm să... Uite, vezi, din cauza consumului avem și boli. A venit și la Constanța boala limbii albastre. Oamenii sunt cumva relaxați, că spun, nu ne afectează pe noi, sunt niște animăluțe, până la urmă ce ne interesează. Nu e chiar așa. Boala nu se ia la om, dar a apărut la Limnița și Băneasa, ne informează Telegraf. Boala limbii albastre s-a confirmat în județul Constanța. Instituția prefectului a fost informată ieri de către reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor că rezultatele de laborator primite de la București au arătat că boala este prezentă în Libnița și Băneasa. Vor lua o serie de măsuri suplimentare. Mai precis, au fost trimise adrese către primăriile din Libnița și Băneasa pentru activarea unităților locale de sprijin conduse de primari. Acestea vor dispune afișarea imediată la nivelul tuturor satelor componente ale localității a dispoziției de informare a cetățenilor privind existența unui focar de boală albastră. Totodată s-a convocat suport de medicul veterinar oficial în vederea dispunerii de măsuri pentru instalarea unor panouri care să avertizeze în jurul fermelor, curților, unde boala a fost confirmată și pe căile de acces din zona de protecție și supraveghere către focarele de boală. Vai, ce știre lungă! Un punct și o virgulă lipsea. Oricum, ideea este că se recomandă următorul lucru din partea prefecturii. Solicitarea de sprijin cu forțe și logistică necesară a gospodăriilor, fermelor sau amplasamentelor unde s-a confirmat boala. Efectuarea de dezinfecție, dezinsecție, în special în zona de depozitare a gunoiului de grajd. Informarea proprietarilor de animale asupra despăgubirilor ce se cuvin pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate pentru a se lichida rapid focarele, luarea de măsuri necesare pentru asigurarea transportului la unitatea specializată sau autorizată sanitar-veterinară cu care primăriile au semnate contracte pentru neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile populației. Deci se iau măsuri, este foarte important să știm, până la ora actuală 350 de animale au fost afectate de boala limbii albastre în 63 de comune din 12 județe. Cele mai multe cazuri sunt în Buzău, Olt, Prahova, Vâlcea, Bacău și Gorj. Boala albastră nu afectează omul și nici laptele produs sau carnea acestor animale nu prezintă pericol pentru consumul uman, ne mai informează Telegraful. Vorbim în continuare despre o altă chestiune și anume continuă reforma învățământului românesc. Noi reguli se vor aplica, să vedem, deocamdată este un proiect în dezbatere publică, un nou regulament școlar este dorit de Ministerul Educației. Elevii nu vor mai putea folosi telefonul mobil în timpul orelor, n-au voie să dețină, să consume sau să comercializeze în școli și în afara acestora droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice și țigări, n-au voie să participe la jocuri de noroc, n-au voie să distrugă documente școlare, le este interzis să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța. N-au voie să se organizeze și să participe la acțiuni de protest elevii care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar. Aici e o discuție cu dreptul la liberă asociere. Acum, mă rog, școala poate să aibă un propriu regulament. Asta, juriștii să dezbată treaba asta. N-au voie să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ. N-au voie să introducă în școală orice tipuri de arme sau produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pognitori, brichete, spray-uri lacrimogene, paralizante, să posede și să difuzeze materiale pornografice. Asta cu telefonul în timpul orelor, însă mi se pare că e cea mai... Nu cred că sunt mulți elevi care aduc, eu știu, bombe pe la școală sau mă știu eu ce. Dar asta cu telefonul în timpul orei, aici e o discuție lungă. Mie că mulți vor chiuli, dar nici cu chiulul nu mai merge, pentru că citesc tot pe Adevărul că părinții chiulangilor vor trebui să plătească amendă sau să facă muncă în folosul comunității, dacă n-au banii respectivi. Deci asta cred că îi va afecta foarte tare pe elevi.
imposibilitatea de a folosi telefonul mobil. Deja anticipez o dezbatere națională foarte dureroasă, părinții spunând, dar al meu este la școală, trebuie să știu ce face. Da, da, se poate folosi mobilul în timpul pauzei, să dai un telefon scurt sau un SMS, mamă, sunt bine, sunt la școală, nu așa să te sune părintele când vrea el, Gigel, ieși din oră că vreau să te întreb ce mai faci. Nici asta nu mi se pare în regulă. Deci trebuie găsit o formulă. Asta este cea mai mare problemă, după mine, din punctul de vedere a ceea ce am citit până acum, utilizarea telefonului mobil, care și absoarbe elevul și îl pierde. Adică lui nu-i mai este mintea la școală. El e pe alte căi. E o mare problemă. Eu am zis, e foarte delicată problema asta a introducerii de tablete în școală, de tehnologie. Pentru că tehnologia îi va fura. Îi va fura copilului atenția, îi va fura cheful de învățare, îi va stimula nevoia de distracție și de consum mediatic. Nu mi se pare în regulă. În fine, om trăi și om vedea, a zis românul, dar trebuie să și știm să anticipăm niște lucruri, pentru că băi, s-ar putea să stricăm de tot. Și așa am înțeles că la clasa a doua sunt supărări mari, zice Telegraful. Clasele a doua, o nouă generație de cobai. Noua programă școlară introdusă din această toamnă a strânit o serie de reacții în rândul părinților și învățătorilor. Pe de o parte, părinții sunt îngrijorați că cei mici nu vor avea capacitatea de a înțelege toate noțiunile introduse în manuale. Uneori ai senzația că vor să-i transforme în academicieni pe bieții copii. Pe de altă parte, sunt învățători care consideră că este destul de greu de explicat pe înțelesul celor mici unele noțiuni din programa școlară, iar metodele pentru acest lucru lipsesc. Ce? Despre ce este vorba? Avem elemente de înmulțire și împărțire, noțiuni de fizică și chimie, așa că s-a lansat și o petiție online, nu furați copilăria elevilor de clasa a doua. Acum, eu nu știu, nu sunt specialist, nu mă pot pronunța, este discuția specialiștilor, dar senzația asta o am cu certitudine, că an de an programa devine din ce în ce mai specializată și mai, cum să spun, mai înaltă pentru nivelul respectiv. Există trendul ăsta că, domnule, să-l înveți cu cât e mai mic, cu atât e mai bine și hai să-i le dăm toate odată. Nu cred că e în regulă totuși. Acum, eu nu știu dacă sunt în stare la clasa a doua aceste noțiuni să le stăpânească sau nu, asta e discuția specialistului. Dar în mod sigur văd acest trend de a băga cât mai multă informație și de la clase din ce în ce mai mici. Asta este trendul. Rămân alții să discute dacă e bine sau nu. Oricum, până la urmă, viața va demonstra dacă le va fi util sau nu. Dacă nu sunt stare, nu înțeleg, nu prind, adică nu va ști. O știre... Și cercetătorii au uneori niște întrebări din astea foarte interesante. O întrebare vine astăzi de pe The Independent, o publicație din Marea Britanie, că cine alții decât cercetătorii britanici se ocupă cu tot felul de lucruri năstrușnice. S-au întrebat cercetătorii britanici, pe ce-ți culci bebelușul? Păi, în pătuț, în, da, în hamac, în... Pat cu mine dacă e mai măricel, fiecare pe unde poate. Nu, au zis cercetătorii britanici, cel mai bine este să culci bebelușul pe blana unui animal. Pentru că atunci când va fi adult, nu va face alergie. Pentru că, de fapt, în blana animalului rămân tot felul de microorganisme, ele vor ataca copilul și copilul își va dezvolta imunitate. Păi să vină cercetătorii britanici la noi în România, unde noi avem niște naționalități conlocuitoare care lasă pe amicii să umble în fundulețul gol de mici și să vezi imunitate pe ei, că sunt până la urechi, înțelegi, cu microorganisme, ca să zic așa. Adică ce, acum stau să omor animalul, să-i cumpăr blană? Îl las în curte, cum îi lasă ai noștri, nu? Stă în praf și în țărână și se joacă și dobândește imunitate, că stai și te întrebi, cum de nu se îmbolnăvesc? Că toată lumea se întreabă, domnule, dar cum de nu se îmbolnăvesc copilașii ăia? Păi da, că au imunitatea stimulată. Ce blană de animal. Cercetătorii britanici aici să-mi fie cu iertare, dar mai au de studiat, poftiți până în România, că și așa aveau ei la un dat o problemă cu românii. Știi că vin românii, invazie în Marea Britanie, titlul de-astea electorale. Da, am auzit, mai avem două minte. Două sau unu, ai zis. Nu,
Nu contează, vine meteoritul, avem o știre de pe Business Insider, un meteorit a lovit în Nicaragua, a căzut și a făcut o groapă, foarte importantă groapa. Un meteorit de mici dimensiuni s-a prăbușit în Managua, capitala statului Nicaragua. La impactul cu solul, acesta a produs un crater cu diametru de 12 metri și adânc de 5 metri. Că tot vorbeam ieri de asaltul meteoriților, urmează să vină asteroizii și meteoriții asupra Pământului. Da, trebuie să ne dăm seama ce se întâmplă cu noi. Noi suntem niște furnici, spuneam ieri, pe o bucată de pământ învârtindu-se prin spațiu și suntem la mâna lui Dumnezeu. Unii spun noroc eu, că nu le-au lovit până acum. Nu e adevărat, asta cu norocul să o explice în altă parte. Noi suntem la mâna lui Dumnezeu. Și nu știm noi planul lui Dumnezeu, dar dacă vrea, cine... Noi stăm să calculăm, sigur, orbite de meteoriți, dar până la urmă știm noi de unde vine? Din hău și adâncul spațiului? Nu. Bun, și ultima știre, o luăm de Mediafax, o știre care mie mi-a stârnit un zâmbet puțin amar. Premierul Victor Ponta a declarat ieri că România trebuie să cheltuiască până la sfârșitul acestui an o sumă de peste 3 miliarde de dolari pentru investiții publice. Inițial ne bucurăm când auzim aceste vești. Dar premierul a arătat că aceste fonduri care sunt acoperite de buget se cheltuiesc greu din motive procedural birocratice. Încă o dată, România este țara în care singuri ne punem bețe în roate. Și a mai spus domnul premier treaba asta de câteva ori. L-am mai auzit eu spunând. Am mers pe o cale corectă de a scădea în fiecare an deficitul public, dar avem de cheltuit niște bani. Însă nu putem să-i cheltuim din cauza birocrației. 2% din PIB trebuie cheltuit ca investiție publică până la sfârșitul acestui an. Deci 3 miliarde de dolari ar fi bine dacă n-ar fi rău cu hârtiile. Cam asta este concluzia domnului premier. Pauză până mâine la FacePress. Ne oprim și vă aștept cu drag mâine de la ora 9 la Neptun TV și Radio Dobrogea apoi să mai răsfoim presa. Toate cele bune, Doamne ajută!